Salut, sunt Raul de la Libertate în IT și în acest video vei învăța cele trei diferențe majore între munca de programator angajat versus de programator freelancer. Înainte de a intra în diferențe, hai să vedem care sunt asemănările dintre munca de angajat, programator și munca de freelancer. Și o să luăm cazul unei firme de outsourcing pentru că e mai simplu să se observe aceste asemănări. Într-o firmă de outsourcing, la fel ca și în freelancing, lucrezi pentru un client din afară, vei avea tool-uri de sync cu clientul, de versionare de cod și de planificare de task-uri și gestiune de task-uri. Vei scrie cod și veți planifica cu echipa task-urile pentru sprintul următor. Partea de execuție nu o să difere cu absolut nimic față de munca dintr-o firmă de outsourcing sau dintr-o altă, orice altă firmă de programare. Munca în echipă va fi exact la fel, vei lucra în echipe de freelancer, în echipe de programatori care se construiesc la nivel internațional. Vei vorbi probabil tot pe engleză, cum vorbești și acum cu clienții într-o firmă de outsourcing, deci efectiv partea de execuție, partea de scriere de cod și partea de gestionare de task-uri e identică cu cea într-o firmă de programare. Diferențele la prima vedere dintre angajat și freelancer sunt trei la număr. Bani mai mulți, pentru că nu vei avea așa mulți intermediari între tine și client și vei putea extrage mult mai multă valoare din piață. Libertatea de a lucra de oriunde cu program 100% flexibil și independența de vreo firmă de programare, agenție sau prieten să-ți dea de muncă. Am observat că mulți dintre voi sunteți atrași de freelancing datorită acestor trei avantaje și chiar mi-ați scris mulți pe Instagram legat de asta. Raul.libertate.it e ID-ul meu de Insta, puteți să dați un follow. Ce vreau să îți spun în video ăsta e că freelancing-ul vine cu mai mult de atât. Are câteva hidden gems pe care nu sunt așa evidente, dar sunt foarte interesante. Primul lucru e controlul care vine mâinile tale asupra muncii tale. Tu, din momentul în care ești freelancer, tu vei controla în ce proiecte intri, cât vei fi plătit pentru munca ta și cu ce clienți te asociezi. Și acest control e foarte fain și e foarte interesant pentru că poți să ducă la dezvoltarea ta accelerată profesională și nu mai depinzi de o firmă să vină să dea orice proiecte pe care ai nevoie să intri. Vei putea controla foarte bine munca ta, banii pe care îi faci și timpul tău. Un al doilea aspect e că poți scala mult mai ușor ca și freelancer. Dacă vrei să iei două proiecte, un proiect full-time și un proiect part-time, poți să faci treaba asta. Am anumiți clienți în programul Libertate în IT care efectiv au două proiecte full-time pentru că și-a dat seama că pe un proiect lucrează 4 sau 5 ore, pentru că în freelancing ești plătit pe disponibilitate și pe alt proiect mai au timp tot așa 4-5 ore și se concentrează în perioada asta în care oricum nu ai ce să faci, să facă bani mai mulți într-un timp destul de scurt. Un al treilea aspect e că uneori poți taxa la rezultat. Dacă ai norocul să fii tu primul care intre pe proiect și proiectul e mai mic și poți să-l faci în 2-3 luni de zile, poți să taxezi o sumă mai mare pentru rezultatul integral al proiectului. În general se lucrează în echipe, proiectele sunt mai mari, dar există și aceste proiecte mai micuțe pentru care poți taxa mai mult dacă tu ajungi primul la acel proiect. Și un al patrulea aspect este că tu ca și freelancer deja începi propriul tău business. Da, nu e un antreprenoriat cu în care ai un produs pe care l-ai făcut și vrei să-l vinzi clienților, tu ești produsul, dar freelancing-ul din ziua de astăzi este business. Și tu ca și freelancer deja îți începi propriul tău business, vei avea firmă pe care vei lucra, vei factura clienții și ești exact ca un antreprenor la început de drum. Nu e ușor să faci trecerea spre freelancing și să obții aceste beneficii și aceste hidden gems, dar e 100% posibil și dacă execuți un proces pus la punct și niște pași validați, o să ajungi acolo în 3 luni de zile dacă ești un programator experimentat și ai peste 3 ani de experiență în domeniu. De multe ori aud și argumentul ăsta că un job ca angajat e de fapt mai stabil decât în freelancing, pentru că în freelancing nu poți avea această stabilitate, că nu o să ai constant proiecte. De fapt, dacă ai un sistem validat, o să ai constant proiecte. Asta se rezolvă cu un sistem de găsit clienți. Stabilitatea și siguranța nu vine din faptul că cineva îți dă de muncă. Vine din faptul că există de muncă pentru tehnologia ta pe piață și nevoie de skill-urile pe care le ai și din banii pe care îi faci pentru munca ta. Cu cât câștigi mai mulți bani, cu atât o să simți mai multă siguranță în viața ta. Și de aici freelancing-ul bate de 11.000 de ori starea de angajat, pentru că ca și freelancer deja o să câștigi dublu decât câștigi acum. Și banii ăștia în plus o să-ți dea o siguranță și o stabilitate mult mai mare în viață și pentru viitor decât ți-ar putea da o vreodată stadiul de angajat. Cât timp o să meargă IT-ul, o să existe și angajați și freelanceri. Freelancerii întotdeauna vor avea mai mult de câștigat, atât pe partea de stabilitate și de siguranță, cât și pe partea de libertate și de flexibilitate asupra muncii și asupra timpului lor. Nu am spus niciodată că freelancing-ul e un lucru ușor și că poți face tranziția asta peste noapte. Trebuie să investești puțin în tine, trebuie să înveți cum să construiești acest business și pentru asta eu știu, cu Cristi ne alocăm timpul în perioada asta în programul Libertate în IT și dacă vrei să înveți cum să faci trecerea spre freelancing în mod corect și să ajungi în 3 luni de zile la aceste rezultate, programează un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa mea, dă click pe linkul din descriere, citește informațiile de pe site, completează formularul de aplicare și hai să ne auzim la un call. În call de consultanță vom pune la punct un plan pas cu pas care să te aducă din statul de angajat în cel de freelancer și să obții aceste beneficii cât mai repede în viața ta profesională. Eu am fost Raul, salut!